Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vom face un clip să vă arăt ce cumpărături mi-am făcut eu pentru o săptămână. Apropo, cumpărăturile acestea nu sunt pentru slăbit, sunt lucruri care îmi plac mie foarte mult, care îngrașă și foarte mult. Haideți să vedem. Bun, ia uitați aici, avem portbagajul plin ochi cu cumpărături. Hai să vedem. Mi-a adus maică mea aici niște plase. Păi ce băgăm prima dată? Hai să luăm torturile de înghețat și înghețatele de fapt. Căpșun, da, și cu glazură albă, una la cornet. Sunt 6 sunate de la Lidl, sunt foarte bune și foarte ieftine. Bun, ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Înghețată pe băț, așa 6 bucăți. Mergem să le ducem la lada frigorifică. Aici avem cu dark praline. Praline negre. Și aici am mai luat una cu panna cotta. De asta n-am mâncat niciodată. Aici avem pizza congelată. Tot de la Lidl, am luat una vegetariană și una din asta masterpiece speciale. Le golesc ca să duc? Da, da, du-le la congelator. Bun, aici avem un box de cola, o sticlă de sticlă. Avem niște banane. Nu știu ce să scot mai întâi. Avem așa cărnasca banoși, tot de la Lidl, foarte bun și ăștia. Jumări, să mâncăm cu muștar. A fost o poftă acum câteva zile de jumări incredibilă. Aici avem un salam Cracovia foarte bun, e tare, tot de la Lidl și e ca lumea, nu prea are grăsime. Aici mai avem un tort de înghețată, asta e pentru taică-mă, să-l punem deoparte. Aici am luat un cașcaval pentru că e săptămâna spaniolă, n-am mâncat niciodată, vreau să văd cum e. Sper să fie bun. Ce mai avem pe aici? Cărnați oltenești, tot de la Lidl. Și ăștia sunt buni. Am mai luat un mușchi de porc. Foarte bun și ăsta, tot de la Lidl. Așa, aici am luat tot așa săptămâna spaniolă. Aole, trebuie să-mi tai unghiile. Aghiare le-am. Caramel, nu știu, cred că e crema de zahăr ars. Așa, aici am mai luat un cașcaval Pilos, 730 de grame. Cașcaval afumat, tot de la Lidl, bineînțeles. Am fost la Lidl, am plătit 300 de lei și la Kaufland 500, dar am luat 10 pachete de țigări, deci vreo 500. Nu, vreo 300 la Kaufland și 300 la Lidl, fără țigări. Aici am luat de la Lidl niște brioșe din astea. Sunt foarte bune și astea. Adică foarte gustoase. V-am zis, nu sunt cumpărături sănătoase. Să vedem cât mă voi îngrășa, pentru că va trebui să încep și cura de slăbire. Aici am luat un corn din ăsta, tot de la Lidl, un melc, așa, n-am mâncat niciodată. Să vedem cum e, ce e umplut. Iaurtul ăsta de băut de la Lidl e foarte, foarte bun. Am luat 4 bucăți. Aici a luat maica mea cartofi. De la Kaufland am luat și castraveți din ăștia mici. Ține-mi plasă, te rog. Știu ce se iau. Aici a țelină. Sau ce? Pătrunjel? Rădăcină de pătrunjel. Aici ai o brânză de la Kaufland, o brânză vrac. Aici mai avem o țelină. Așa. Ce mai la măsline negre de la Kaufland. Și măsline din astea calamata. Deci am ajuns la Kaufland. Aici nu mai sunt de la Lidl. Am mai luat niște roșii. Sherry. Aici am luat jumări de la
Kaufland. Am luat și de la Kaufland și de la Lidl jumări. Aici avem delicii calde de la Hochland pentru paste. E un fel de parmezan. Aici am luat două desere de spaghete, numărul 5 de la Barilla. Să mai facem niște paste. Un sos de boloneze tot de la Barilla. Foarte bun sosul ăsta. Niște usturoi. Ketchup, picant, Tommy. Brânză de la Lidl. Asta e cea mai șmecheră brânză, super, super cremoasă. Du-te cu ea. Sunt foarte cremoasă. Am luat aici un borcan de Nutella la 750 de grame, de la mare. Am luat de la Lidl suc din ăsta de mere. Tot de la spuna spaniolă, de la Lidl, suc de mandarine. Brânza asta gorgonzola e foarte bună, de la Lidl, dolce, au și picantă, bine, nu prea e diferență între ele, dar e foarte bună brânza asta. Și aici avem de la Kaufland Tabasco, din asta verde, nu mai mâncat niciodată, și un Tabasco roșu. Asta mai mâncat. Nu e foarte picant, e așa cât trebuie. Banane am mai luat de la Kaufland. La Lidl nu prea au fructe foarte multe și legume, nu prea îmi plac. Am mai luat două din astea de ulei, bunica, două boxuri de apă plată, unul de minerală și un muștar. Cam atât pentru clipul de astăzi, fraților. Ați văzut ce consum eu ca să mă îngraș. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal, să lăsați un comentariu, să-mi spuneți care produse vă plac cel mai mult din ce mi-am cumpărat eu astăzi. Astea sunt unele din produsele mele preferate, v-am zis, nu sunt pentru slăbit, dar momentan nu sunt la slăbire, vă voi anunța pe toți când voi intra la slăbire. Trebuie să-mi iau și cântarul de la Vâlcea, pentru că eu stau la Băberi acum, la părinții mei, și aici nu am cântar. Deocamdată nu știu câte kilograme am, vom vedea împreună când voi începe perioada de slăbire. Sper numai să termină mai repede cu pandemia asta și să pot să mă apuc să mă duc la sală, să alerg, să fac ceva, pentru că așa singur nu prea am chef, nu prea sunt motivat, dacă am dispărut motivația. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!